Bună seara. Bună seara. Eu sunt cetățeanca țării Moldovei, sunt mama trei copii și mă deranjează prezentul și viitorul copiilor noștri, că nu-i numai, nu-i soarta doar a copiilor mei. Și vreau să vă întreb, care este viitorul copiilor noștri care lucrează astăzi peste hotare la negru, sunt condiționați la negru, și atunci când vor deveni bătrâni, cine-i vor întreține? Și încă una, n-aș vrea copiii noștri astăzi să răspundă pentru datoriile și miliardele care au circulat doar în buzunarele oligarhilor, și ei sunt datori astăzi să robească și sclavească atât în țară cât și peste hotare. Vă rog frumos să luați o atitudine și haideți să ne salvăm copiii acasă, să ne construim un viitor aici și Europa să ne simpatizeze pentru faptul că suntem umani. Da, eu vă mulțumesc de întrebare. Eu tot sunt tata trei copii, trei băieți am. Nu știu, dumneavoastră aveți fete sau băieți, dar eu numai băieți. Și am spus că, bine, nu, dacă mă privești soție, o să-mi zic ceva. Dacă mai spun că vreau o fată, zic că este clarific cu cine. Dar să fie foarte clar, eu tot vreau ca copiii mei să trăiască în Republica Moldova. Eu nu vreau ca Republica Moldova să fie partea României sau nu știu cui. Stat independent superan. Moldova nu trebuie să se culce în genunchi în fața nimănui, nici în est, nici în vest.